Salutare, dragi prieteni! Sunt Maria Stoianov. Sper că vineri seara la orele 20 toți vă adunați grămăjoară și urmăriți istoriile de viață pe care vă le aduc cu mare drag. Oameni! Cât de important sunt oamenii de lângă noi, cât de important este să-i observăm, să-i onorăm și să le ascultăm poveștile de viață. Noi singuri ne scriem viața noastră pagină cu pagină în cartea pe care, dacă permitem să o citească cineva și să ia aminte de acolo, înseamnă că rămân urme pentru cei care vin din urma noastră, generația tânără. Vreau să vă spun că în această săptămână am cunoscut mai aproape un om, numele căruia este vehiculat pe buzele oricui. Este o personalitate din țara noastră care are o sonoritate ca un clopot. De ce spun asta? Pentru că este vorba de o femeie, pentru că este vorba de un mare luptător, pentru că este vorba de o soție, mamă, bunică și, în general, de un suflet drag mie. Sper să o cunoașteți mai altfel. Ați cunoscut-o, ați văzut-o, dar nici idee nu aveți ce suflet are. Este vorba de doamna Vitalia Pavlicenko și îi spun: bine v-am găsit, dragă doamnă! Mulțumesc pentru invitație și sunt încântată că vă aflați în casa noastră. Doamna Pavlicenko, să vă spun sincer, am mari emoții atunci când vin la un om cu o pregătire cărturară la înălțime. Mă gândesc, Doamne, oare ce aș putea să fac ca să pun întrebări chibzuite, bine chibzuite, la locul lor potrivite pentru un om așa cum sunteți dumneavoastră. Eu vreau ca oamenii care ne urmăresc istoriile noastre vineri de vineri să vă cunoască altfel. Mulți cred că dumneavoastră sunteți doar o femeie puternică, o luptătoare înrăită, o Jeana d'Arc a națiunii, dar eu zilele trecute, când am fost împreună cu regizorul din echipa noastră, doamna Claudia Nestor, v-am cunoscut altfel și mă mir de felul omului de a fi, pe care lumea, mulți nu-l cunosc, iar unii chiar o aplaudă, alții chiar o dogenesc, o contestă. În schimb, în această seară, în această oră, vreau să vă cunoască o parte din istoria vieții dumneavoastră. Să răsfoim chiar de la început. Cine este Vitalia Pavlicenko și dacă v-ați caracteriza dumneavoastră, despre dumneavoastră, cum ar fi? Eu mă consider o femeie care niciodată nu și-a uitat părinții, bunicii, care mereu au fost cu gândul la ceea ce mi-au spus ei, care mi-au dat bune sfaturi în viață și în tot ce am făcut m-am raportat la ei. Sunt mândră de rudele mele și în tot ce fac și învăț pe cei care vin după noi, am în vedere pe fiica noastră, Beatrice, pe nepoțelele noastre, să fie și ele mândre de neamul nostru românesc, de limba noastră română, de cultura noastră. Și în discuția de astăzi vă veți convinge de acest lucru. Sigur că sunt și luptătoare, luptătoare nu atât răită cât fermă. Aprigă. Aprigă, exact, pentru că idealurile noastre sunt sacre, dar mai trebuie să luptăm pentru realizarea lor. Și în acest sens, cred că avem ce să facem fiecare. De unde vine Vitalia Pavlicenko? Din ce familie? Eu vin din satul Grânăuți, care este vestit prin mai multe personalități, dar în primul rând prin cea a lui Spiridon Vanghele, cunoscutul și îndrăgitul scriitor pentru copii. Mama mea, Agafia Vanghele, a fost pedagog și l-a învățat pe Spiridon Vanghele. Sunteți rude? Suntem și rude. Rude ceva mai îndepărtate, dar, de exemplu, tatăl lui Spiridon Vanghele a fost Ștefan Vanghele, a fost nașul bunicii mele, Elisaveta. De asemenea, provin și pe altă linie, pe linia maternă, din Aluniș, același fost județ Bălți, unde au locuit părinții mamei mele. Bunicul Petru a fost învățător de clasele primare, la fel ca și părinții mei. Mama a fost învățătoare de limba română și moldovenească, îi se zice atunci, și franceză, iar tata de istorie și matematici, așa un binare mai stranie. Mama a fost și directoare în școala Grânăuți, practic a pus-o pe picioare după ce a venit de la Iași, cu studii la Iași și a ridicat școala. Ea a revenit din România la vârsta de 19 ani, în 1940. Vreau să vă
mulțumesc pentru deschiderea chiar de la început și ne povestiți despre bunei părinți, despre satul dumneavoastră. Atunci când un suflet se trage dintr-o comună sau dintr-un sătuc de la nordul Republicii și vine dintr-o familie totuși de intelectuali, calea lui cred că este marcată de acum de destin, de sus. Eu mă gândesc că dumneavoastră ați fost un copil norocos că v-ați născut într-o familie de intelectuali. Dar vreau să vă întreb, cum a fost copilăria dumneavoastră? Da, eu am mers la școală la 6 ani, deja citisem toate cărțile pentru copii de la școala. Mama v-a învățat carte. M-a învățat buchiile. Buchiile, mama, ce frumos ați spus. Mama și sora mea, cu 5 ani mai mare, la fel mama m-a învățat și buchiile latinești și atunci când împreună cu regretatul publicist Vlad Pohilă am scris cărțulia Să citim, să scriem cu litere latine, am dedicat acea cărțulie mamelor noastre care ne-au învățat alfabetul latin. În ce an a fost scris cartea? După cartea 89, da? Păi da, exact cu 2 zile înainte de a fi luată decizia în Parlament privind adoptarea statutului de limbă de stat, limbii noastre române, și trecerea la grafie latină. Noi nici nu știam dacă va fi acea decizie luată, dar cărțulea era deja editată. Am avut ca onorar câte 200 de exemplare și eu am dus 100 în satul meu natal și 100 în satul de alături pe linia unde am terminat 10 clase. În școală, mama era profesoară, dar tata nu mai era. Eu am avut nenorocul, nefericirea și tragedia de a trăi fără tată, pentru că tatăl meu a fost ucis, din păcate, în mod bestial, cu 4 luni înainte de a mă naște eu. Era o luptă acolo, nedreaptă, care a fost, pentru că mama fusese director la școală, nu a mai vrut să fie, pentru că era deja, aștepta nașterea mea și cineva ar fi vrut să fie, dar s-a decis să fie tatăl și iată, așa s-a întâmplat. Atât de crunt a fost, a fost momentul foarte... ăsta pentru, da, o funcție, așa a fost, să ia viața cuiva? Așa a fost, tata era un om foarte pregătit, din păcate la noi, la români, invidia încă domină și o cultură care trebuie să ne-o asimilăm ar fi ca să avem mai puțină invidie și mai multă luptă și contribuție fiecare pentru binele tuturor public. Și mama l-a mormântat pe tata, da, și v-a născut peste mama 4 luni pe dumneavoastră. Mama era 5 luni cu mine. Așa. Și l-a mormântat pe tatăl meu, sunt și oameni care au mers cu ea la Bălți, atunci era și bunicul meu tocmai la niște cursuri pentru pedagogi la Bălți. Și au povestit scene mai sinistre despre aceasta, nu vreau să le reproduc. Mai departe, mama a trăit împreună și alături de bunica mea paternă, cea care, mama tatălui, care nu mai era, l-a pierdut pe soțul ei, pe bunicul meu, un om cu studii de agricultură, l-a pierdut pentru că s-a prăpădit împușcat de cei care l-au luat la armată, în război. El a fost luat la 16 aprilie 1945, când la 9 mai deja s-a încheiat războiul. Au mai plecat 6 oameni din sat și el a spus că pe noi ne-a luat Antichristul, fiindcă l-a luat partea sovietică, și cu Biblia subțioară a plecat. Și ați rămas doar femeile acasă. Exact. Am crescut cu mama și cu bunica. Am fost mereu eminentă, am fost extrem de activă, am în vedere cu sportul, cu toate celelalte. Apoi am continuat studiile la Pelenia, am terminat cu medalii de aur, am susținut examenul de admitere, unicul, așa era pentru medaliați, la Universitatea din Chișinău și din primul examen am devenit studentă, am terminat studiile, am susținut și teza de doctor în știință, m-am căsătorit și mai departe am mers împreună. Doamna Pavlicenco, eu am o curiozitate, nu știu de ce. Poate că eu vin de la țară și sunt și eu o fată crescută într-o familie de semi-intelectuali, pentru că părinții de pe tata au fost intelectuali, de pe mama țărani simple. Cum le s-a cicatrizat în sufletul mamei dumneavoastră și bunicii situația că au rămas cu copii, fără bărbați, cu o gospodărie într-un sat undeva la nordul țării, singure și... Ce caracter aveau ele? Cum v-au crescut? Cu ce valori? Foarte bună întrebare. Mama mi-a dat o cultură națională românească. Mama cânta... Pe anii aceia? Da, mama cânta Somnorase, Păsările, cânta Seara pe deal și toate celelalte pe care le învățase la Iași.
Dar este adevărat că după ce și-a pierdut suportul, într-un fel, tata, mama era pedagog care vorbea fără bilețel, fără hârtie la toate ședințele profesorilor. Ca și dumneavoastră astăzi. August, da. Și mama, rămânând fără suport, dar vorbind foarte corect românește, a fost și persecutată pentru aceasta. Au vrut să o scoată din învățământ, pentru că spunea, de exemplu, popor și nu norod. Și multe din acest fel. S-a găsit un profesor cu demnitate, pe care niciodată n-am să-l uit și sunt și acum în relații de prietenie cu fiica lui, cu doar un an mai mare decât mine, se află în Anglia, Petru Bacoș, care atunci când au vrut să o persecute pe mama, el i-a luat apărarea, apoi el m-a învățat franceza, eu mi-am urmat studiile la franceză în timp ce de fapt la Pelenia, acolo se învăța engleza și era un fel de școală bază de aplicație sau de practică studențească pentru universitatea actuală, care e la Bălți, atunci era Institutul Învățătorie sau Pedagogic. Și în vara trecută am adus-o aici la noi acasă pe soția lui, Olga Bacoș, care mai trăiește, din fericire. Sănătate. Care m-a învățat la istorie, eu de fapt la început și am vrut să continui istoria. Am adus-o aici împreună cu Ludmila, fiica de care spuneam, și i-am exprimat iarăși omagiu și recunoștința, pentru că soțul ei, care o respecta pe mama, iată că a apărat-o. Iar de fapt și tata, și mama, și Petru Bacoș, și alții și-au urmat studiile la Bălți, la Institutul Învățătorii de pe atunci. Am și vinietele lor și în acest sens ei de fapt au învățat foarte mulți copii tineri care, iată, mama îmi spunea din armată, îi trimiteau mamei scrisori mulțumindu-i că a fost ceva mai sever, dar că i-a învățat carte și în armată le-a fost mai ușor pentru că știau bine carte. Doamna Pavlicencu, mama dumneavoastră, bunica dumneavoastră, ce fel de femei erau ca caracter? Erau blânde, erau mai severe? Sunt sigură că au fost muncitoare, că poporul nostru, țărancele noastre și intelectualitatea noastră pe timpuri și acum, totuși este un popor harnic, nu putem să spunem că... Dar ele ce fel de caracter aveau? Eu îl privesc pe soțul meu, avem o căsuță de vacanță, 6-7, ca zic așa, aici, la Ivancea, și cum se termină anul de studii, el lucrează la universitate, este profesor, doctor habilitat, imediat merge la căsuța de vacanță ca să lucreze pământul ăsta. La fel era și mama, chiar îmi amintesc că odată m-ați întrebat că nu mai era tata, i-a trecut și căruța de la școală peste picior. Odată pentru că fiecare învățător avea acolo vreo 6 ani și mergea și ea acolo să se amene, să mai strângă. Sigur că e foarte greu fără sprijin, dar și bunica a fost un mare caracter. Bunica avea de asemenea școală și toată vremea citea. Citea ziare, citea cărți, iar mama mai păstrase niște cărți românești. Nu știu cum s-a întâmplat că le-a adus ascundea, atunci, cred că. Le-a adus atunci venind din România. Iar mai târziu, noi am avut, de fapt, fericirea să avem Rudi în România. Acum, iată, ieri selectam niște poze cu familia noastră. Să vedeți ce fețe, ce surori avea bunica. Era bunica, era Nănuca Valea. Nănuca, ce frumos spuneți, Nănuca Valea. Și ea a murit la vârsta de 100 de ani. Și era, cum îi spuneam noi, Nana Mane, așa îi spuneam noi. Ea a fost nașa părinților mei. Și ea, împreună cu toți feciorii și fiicele ei, au fost deportați. Și ea s-a salvat în Siberia doar prin faptul că făcea sobe. Și pentru că ea făcea sobe, ea primea acolo câte ceva și putea să își mențină familia. Iar când s-au întors, nu avea unde să locuiască, pentru că nu erau admis ca să revină la locurile de unde au fost ridicați, deportați. Am fost toată viața cu ei, povesteau. Și în felul acesta, durerea asta s-a implantat în suflet și a rămas ca un stigmat pentru care mulți întreabă, mă aud, Vitalia Pavlicencu, păi una Pavlicencu își luptă pentru unire. Păi, domnule, eu sunt vanghel în primul rând. În al doilea rând, trebuie să vezi de unde vine omul, ce a făcut și de ce luptă pentru anumite idealuri și principii. Dumneavoastră, ce fel de copil ați fost? Fată, în primul rând, nu băiat. Caracterul ăsta, nu dur, dar consecvent, perseverent și tenace, așa. Dumneavoastră, în copilărie, cum ați fost? În
școală și în clasă era o atmosferă că tocelarii nu prea erau agreați. Nici acum nu sunt. Iar eu nu am fost un tocelar. Eram prietenul cu cei mai șotioși, cu cei mai năzbătioși băieți. Jucam fotbal, participam la toate genurile de sport, mai mult pentru băieți. Am participat la competiții de turism, de atletism, eram prezentă oriunde. Eram sprinte, în slăbuță, de fapt când am intrat la școală eram mărunțe, ca așa cum este una din nepoțelele mele, gemene care merge în clasa întâi. Dar învățam foarte bine, dar veneam de la școală acasă și știam și eu, dar mai râdeam și cu mama ulterior. Mă duceam pe, așa îi spunea, ștafetă, un fel de un conjur așa din scânduri în jurul casei și mă așezam și băteam din picioare că nu reușesc. Eu spuneam, nu dovedesc, dovedesc, nu reușesc. Voiam să-mi fac lecțiile impecabil și aveam foarte mari emoții și îmi plăcea să fiu prima în toate. Am avut o mare bucurie că am venit în contact cu teatrul, pentru că la noi la școală cei mai buni elevi erau duși la spectacole la Bălți. L-am cunoscut pe Mihai Volontir și toată trupa de excepție de la Bălți cu toate spectacole. Și am avut parte de învățători care discutau cu noi de la egal la egal. Chiar mi-amintesc niște învățători extraordinari de geografie, de biologie. Iar am avut și un caz însă, pentru că directorul la noi în școală era o persoană care nu cunoștea limba noastră, cunoștea doar limba rusă, iar soția lui ne preda limba rusă. Eu la toate obiectele mergeam bine. Limba rusă, ca să nu-mi stric tabelul, învățam pe de rost. Cum spunea la noi, pe timpuri zubream, așa, ca să am o notă bună și la rusă. Dar oricum, soția lui, învățătoarea noastră, un pic mă privea subiectiv. Și odată am avut un caz, un conflict în clasă pe care ea l-a interpretat la fel subiectiv. Și mama atunci i-a spus, luându-mi apărarea, fiindcă era într-un colectiv pedagogic, i-a spus, Vitalia nu luptă decât pentru dreptate. Și mie mi-a rămas și acest lucru înscris în suflet și toată viața mea am putut și am vrut să lupt pentru dreptate. Și dacă vreți un caz divers, da, ca să vă-l povestesc, scurt, vineam în această primăvară din Germania. Vreo trei zboruri au fost anulate și am găsit niște locuri să venim cu microbuzul. Când am mers noaptea și am tot luat pe pasageri, am ajuns într-un oraș din Germania și am luat-o pe o doamnă care era ca bunică, s-a bucurat și ea de nașterea primului nepot. Mă salută feciorul ei că m-a cunoscut și am mers mai departe. Când am ajuns la frontiera cu Ungaria-România, era și ungru și românul, dar ungrul a taxat-o că depășise vreo 3 zile după cât a stat, 3 luni sau cât e permis pe scutare. Și a taxat-o și i-a pus o amendă, nu i-a dat niciun bon și ea a plătit când noi n-am avut încotro. Dar după asta tot și-a avut curaj să-mi spună că feciorul ei a întrebat-o. Mamă, acolo era doamna Pavlicenko. Cum de ea nu te-a apărat pe tine în fața vameșului sau persoanei de la frontieră? Și eu i-am spus, pentru că m-am temut și eu să nu mă pun în carantină în România, am arătat pașaportul moldovenesc. Nu le-a plăcut pașaportul moldovenesc și a luat pașaportul românesc. Și de frică să nu am și eu probleme, n-am luat poziție. Dar după asta am vorbit cu ea, mi-am cerut scuze. Deci percepția că eu lupt pentru dreptate și că Vitalia Pavlicenko e cea care nu taci, iată, uitați-vă, există. După copilărie, după 10 clase, ați absolvit și ați învățat sârguncios frumos, pentru că veniți și dintr-o familie de intelectuali, de profesori cu tradiție. Ați venit la universitate și v-ați măritat foarte repede, așa am înțeles. Nu chiar, nu în primii ani. Nu chiar, nu chiar în primii ani. Eu am venit, am intrat din primul examen, am avut, ca zic așa, povara sau, ca zic așa, onoarea, demnitatea să fiu șefa grupei. Și noi ați era... trăit la cămin? La cămin, la gazdă și la cămin. Și iată ca să avem cămin după vreo 3 ani. Dar eram niște fire noi totuși, fire recalcitrante. La facultatea noastră învățam bine, dar ne plăcea să intrăm în polemică și cu profesorii. Și chiar în privința asta, ca să zic așa, am avut întotdeauna poziție. Dar știam că învăț bine pentru că stăteam de dimineață până în seară la bibliotecă. Dar iată, după anul 3, ca să avem și noi cămin în anul 4,
Am mers să muncim la finisarea unui bloc. Erau lucrări de finisaj, iar noi mergeam, măturam de unul. Ca studenții. Aduceam mobila. Și acolo l-am întâlnit pe un tânăr absolvent al Universității Lomonosov de la Moscova. Soțul meu, Sergiu Pavlicen, care am spus toată viața, Serge, în franceză, care venise cu susținerea Germaniei, nu știa că ulterior va fi de folos limba germană, la universitate la Spaniola, a devenit specialist în hispanistică, literatura spaniolă, și predă de o viață literatura universală la universitate, dar atunci când a venit, l-au făcut șef pe bloc, într-un fel, ca să aibă grijă de lucrările acestea de finisaj. Și acolo ați făcut cunoștință. Și el seara ne lua la el la cămin, în camera lui, noi eram în camera noastră, eram cu o prietenă, Liliana, și ea fiică nevățătoare de la Florești, și el ne punea muzică, așa mai clasică, mergeam împreună la teatru, și așa am făcut cunoștință. Apoi, în toamnă, ne-au luat la colhoz. Am mers la colhoz și când ne-am întors am aflat că el a avut un accident grav, au descărcat acolo niște camioane la universitate cu niște legume și a fracturat cerea spinării. L-au dus la spital, a stat acolo, l-am vizitat la spital și iată, peste un timp, noi trebuia să sărbătorim încheierea unei sesiuni. Și l-am invitat și pe el la sesiune. Pe drum, el ne întreabă, dar voi ce mai faceți? Era deja după anul 4. Și zicem, păi atunci era un fel de primă repartizare pe la locul de muncă după universitate. Păi iată, ne gândim și noi ce să facem, unde ne trimit să lucrăm. Și el spune, păi de ce nu rămâneți în oraș? Păi ca să rămâi în oraș trebuie să fii căsătorit. Păi de ce nu vă căsătoriți? Păi trebuie să avem cu cine. Păi spune, uite cu bine. Zic, bine, hai. Și dumneavoastră ați fost, da, ați spus. Până la Teatrul Luceafăru mi-am dat acordul și acolo am anunțat inclusiv la restaurant. Mai târziu l-am întrebat, de ce ai făcut o invitație atât de expromptă? La care el a spus, păi m-am uitat eu pe tabla cei de onoare de la universitate, am văzut cu cine am de-a face și m-am gândit că sunteți fete de nădejde. Adică a glumit, dar de fapt asta a fost esența. Ne-am căsătorit, dar înainte de a ne căsători a venit o invitație pentru el care la Moscova, la Catedra Militară, nu făcuse grăpiș, cum era la noi popla Stunski, cum îi spunea atunci, ci traducerea militară. Și el a fost trimis ca interpret militar în Cuba, de către regimul sovietic. Noi am anunțat că ne căsătorim. Ei au spus cei de la comisariat că dacă vă căsătoriți repede, vă perfectăm actele amândouă. Bine, dar dumneavoastră câți ani aveați atunci? Erați abia anul 3... M-am căsătorit la vârsta de 20 de ani și 5 luni. Și am plecat din anul 5, nu terminasem. Și peste 2 ani ne-am întors în 3, deja cu fetița de 11 luni. Practic acolo în Cuba, acolo, dumneavoastră ați... Da, am dus o sarcină. O sarcină și ați și am adus un copil de 11 luni. Acolo activitatea dumneavoastră ca translator în franceză nu, sau ceva, nu, eu n-ați avut nimic, doar soție ați fost. N-am avut, eu acolo în Cuba, ca soție, că am plecat ca și soție, am făcut ordine în bibliotecă. În biblioteca unității. Garnizoane, acolo, cele. Garnizoane, da. Am făcut ordine în bibliotecă și mi-a făcut soțul o listă de literatură rusă clasică pe care am citit-o, pentru că noi aici la Facultatea de Limbi Străine nu aveam în programă literatura rusă clasică. Și de acum am venit cu aceste cunoștințe. Mi-a fost foarte greu la vârsta de 22 de ani să cresc un copil fără ajutorul nimănui. Câteodată el venea noaptea târziu, eu stăteam toată ziua singur, dar am crescut fetița, am venit împreună, mi-am terminat după aceasta studiile, el s-a reangajat la lucru și peste 4 ani avem 50 de ani de căsătorie. Dacă vom fi sănătoși. Mulți înainte, doamna Pavlicencu, o căsătorie frumoasă este munca la doi, și a soției și a soțului. Aici vreau să fac o remarcă. Am avut un mare noroc în viață, ca intelectual fiind, să colaborăm împreună în sensul diferitelor lucrări. Eu când am susținut teza, am avut la un moment dat o îndoială, pentru că mai trecut timp, am avut nenorocul, au murit mai mulți din comisia de evaluare a tezelor și așteptam, unul murea, altul
trebuia comisia refăcută, iarăși toate astea se făceau la Moscova. Și în felul acesta s-a tărgănat un pic. Și atunci am spus soțului meu, haideți să vedem cum o scot la capăt. Mi-a dat niște sfaturi prețioase, iar eu i-am transcris multe manuscrise cu caracterii latine când era tocmai trecerea. L-am ajutat cu ce am putut, iar traducerile pe care le-a făcut el și pe care le-am făcut eu, practic le-am făcut împreună. Dar erau traduceri care ne-au completat bugetul, ne-au ajutat foarte mult, pentru că am avut o mare datorie. Când am cumpărat casa cu 10.000 de ruble, astea erau datorii enorme. Erau 10.000 de ruble împrumutați de la cineva, 10, care trebuia să-i dați înapoi. Casa cu sunt 13, că am vândut cu 2.000 casa din Grinăuț și 1.000 mai aveam noi strânși. Și am muncit foarte mult, ne-au duceau manuscrisele care erau lăsate de cineva sau nu respectase terminele conform programului editurii. Ca să știe cei care ne urmăresc acum în această seară, în această emisiune, un om își adună an de an, zi de zi, oră de oră, bunul pe care îl poate administra cu atâta corectitudine. Pentru că mulți pot să se întrebe, uite că ce la are, uite că ce la are, dar numai omul care nu doarme nopțile, care muncește mult, care studiază, care învață, care se spetește, nu contează ce muncă ai, dar pentru ca să ai un bun, trebuie să muncești mult și nimeni din pod nu ți-l dă. Este adevărat, doamna Pavlicenca? Este adevărat, tocmai de aceea soțul meu are o pensie foarte bună, pentru că am muncit în 7 locuri. Peste tot în 7 locuri? În 7 locuri, concomitent. Mergea la Tiraspol, la universitate, pentru 40 de ruble pe lună. A lucrat și la ULIM, la foarte multe licee, universitate, Institut Creangă, Institut de Perfecționare a Cadrelor. În satul nostru al mamei, natal, am mers mereu la verișorii mei, care, sărmanii, au rămas de foarte devreme fără mamă. Am murit de devreme. Chiar bunicul, la un moment dat, pe lângă faptul că am ajutat-o pe sora, rămas fără soț cu 3 copii și cel mic a murit în mâinile mele, a propus să mai iau și pe cei 4 din Aluniș, dar era foarte greu. Dar unde i-ați luat? Aici, în oraș? Păi da, eu pe mama am adus-o și sora. Și copiii? Copiii, da, și unul a murit. Și pe cei doi mereu am ajutat, chiar pe cel mai mare l-am luat noi, înainte de a duce familia. Și el învăța la o școală și fetița noastră, Betty, a învățat și ea cu el, învățat de la el și buchele și la fel de la 4 ani citea. Iar în Aluniș, satul mamei, acolo întotdeauna am mers la verișorii noștri. Și iată, la un moment dat, una din verișoare s-a căsătorit, a mai trăit puțin acolo, a locuit și a vrut să plece în Ucraina. Și avea pământul de la bunicu, de la bunici și de la tata. Și a vrut să-l vândă. Cealaltă soră n-a vrut ca ea să vândă locul și era locul unde s-a născut mama mea. Am mers cu soțul, am cumpărat noi acel pământ, l-am ținut câțiva ani pe noi, pe numele nostru, lucra sora Lilia, până când am aflat că Galina, care a plecat, s-a stabilit cu traiul definitiv. Și atunci noi am mers și am perfectat acel pământ, acel teren pe Lilia, pe sora care a rămas, pentru că ea nu putea să-l cumpere, iar Galia nu îi avea nevoie de niște bani ca pentru deplasare în Ucraina. Iată, am făcut acest gest în numele amintirii mamei, bunicilor, unde mergeam în fiecare an acolo, iar bunicul pe timpuri. A avut și iaz, a avut și pământ și mai este o coincidență, unde a fost terenul bunicilor, că mama povestea, când au repartizat de acum cotele, acum după independență, i-a revenit exact acel pământ la deal. Slavă Domnului, măcar era atâta dreptate. Interesante coincidențe. Și mergem și acolo la cimitir, la bunici. Doamnelor și domnilor, se spune că în spatele unui bărbat stă o femeie puternică. La doamna Pavlicenco, doamna Vitalia Pavlicenco, este invers, ca și la mine. În spatele unei femei puternice stă un bărbat și mai puternic. Vreau să-l salut cu drag pe domnul Sergiu Pavlicenco și vreau să vă întreb, domnul Sergiu, cum e să fii bunel în primul rând? Pentru că aici ne-am oprit în acest moment. Bunel este, cum să zic eu, dorința fiecăruia să ajungă. Noi, de exemplu, am așteptat foarte mult timp aceste nepoțele. Prima s-a născut cam târziu,
Noi de acum am început să ne supărăm pe ei, că uite, îmbătrânim și în Europa, să ajungem. Așa, copiii da, se fac mai eu târziu. Știu că moda în Europa este să se căsătorească mai târziu, să facă un copil și mai târziu. Noi aici suntem deprinși să apucăm nepoții, să-i creștem, să-i ridicăm, cum zicem noi, să-i învățăm, să zboare. Dar aveți mare curaj că ați luat nepoțelele din Germania să le educați aici. Asta e într-adevăr un mare curaj, pentru că eu am fost, cred că, cel care am insistat foarte mult să o luăm pe prima, pe Cristiana, mai ales că între noi fie vorba, nu mi-a prea plăcut sistemul de grădiniță la ei. Cu toate, să zic așa, simpatiile față de Germania și așa mai departe, dar m-am gândit că aici și în primul rând va învăța limba. Eu în primul rând vreau ca să mă înțeleg cu nepoții mei în limba mea, în limba lor, deci am foarte multe cunoștințe care se comunică cu nepoței pe semne. Cu două, trei cuvinte în germană, în engleză, mai știu eu acolo, poate în italiană, în spaniolă mai ușurel. Dar mie îmi place așa să vorbești din suflet, cu o vorbă de asta câteodată, așa mai moldovenească, mai și au învățat, slavă Domnului, și germana știu și vorbesc. Dar uitați-vă paradoxul. Societatea noastră de 30 de ani, așa cum este ea, cu bune, cu mai puțin bune, dar dumneavoastră vă educați fetele, nepoatele, aici la noi în societate. Cum le vedeți viitorul? Viitorul cred că o să fie tot acolo în Germania, ele oricum o să revină la părinți, cel puțin învățământul primar sau poate clasele gimnaziale, având în vedere că ele studiază la liceu de muzică, în Germania nu sunt școli. Noi avem cea mai bună școală de muzică. Și școala generală și școala de muzică. Deci faci școală și la muzică trebuie să mergi în altă parte. Bine, dar dumneavoastră le mai dați și cultură generală. Și din punctul ăsta de vedere, pe lângă toate celelalte culturi generale, limbă, încă o limbă, să zicem așa, pe lângă germană, pe lângă engleză, că o să cunoască foarte bine româna, și o să aibă o bază foarte bună de muzică, de studii. Pentru că liceul nostru, așa din câte eu nu sunt muzician și nu pot spun, dar din este câte am cel auzit mai de bun, la alți, din cele este mai bune, unul dintre cele mai, dacă nu cel mai bun, din sud-estul Europei. Deci, sunt și copii din România care studiază aici, iată amii noștri din Germania. Deci, din punctul ăsta de vedere, chiar dacă marea majoritate acolo pleacă să studieze, alte studii, da. Domnul Pavlicenco, bunei la vârsta dumneavoastră, frumoasă, că abia ați trecut pragul a doua tinerețe, vor poate să se odihnească mai mult, așa, să nu-i bată nepoții la cap, liniște, să trăiască plăcerea anilor ăștia frumoși. Dumneavoastră aveți permanent energia pentru ca să creșteți aceste trei nepoate? Deocamdată mai avem această energie. Desigur că ne-ar place într-un fel să ne odihnim, să stăm, și dar cred că ar fi foarte plicticos. Adică, plictisitor. Nu știu ce ar fi, da. Din punctul ăsta de vedere, adică cum? Toată ziua, nu știu, eu am așteptat totdeauna și am impresia că asta ne ține. Într-un fel îți, așa, te menține, ai energie, știi, trebuie să te ridici, te scoli. Noi am avut foarte mari probleme cu fetele din punctul de vedere al regimului, de la 6 dimineața până la 90 seara. Deci când ne întorceam, școală, grădiniță, repetiții, la iedera, la picături muzicale, lecții la vioară, lecții la pian. Deci iată așa, domnul avem Pavlicenco, scris pe emisiunea minute. Noastră se numește Istorie de viață. Noi am răsfoit câteva pagini din istoria de viață a doamnei Vitalia Pavlicenco. Dacă ar fi să o caracterizați în câteva propoziții, ce ați spune despre Vitalia Pavlicenco? Ce pot eu să vă spun? Vitalia Pavlicenco este, în primul rând, o femeie, o fată a fost care a crescut fără tată. Și această absență a tatălui, cred că și-a lăsat amprenta asupra caracterului ei, că ea este, într-un sens, chiar mai bărbătoasă decât mine. Dar nu v-a fost greu cu ea? Mai am răspuns de foarte multe ori la această întrebare, dacă e ușor sau e bine să fii soțul Vitalii Pavlicenco. E și ușor, e și greu. Pentru că trebuie să îmbini două lucruri, ea fiind dedicată și politicii, și casei. Vreau să spun că le îmbină destul de bine, ea este foarte bună organizatoare. Foarte bună, deci toată partea asta de organizare, de făcut, ce facem, cum facem, când, cum și așa mai departe, este pe seama ei.
Și pentru că dacă ar fi, eu s-o leac așa, cum zic moldovenii, mai habarnic. Este, este, nu-i, nu-i. Dar cineva totdeauna te mobilizează. În afară de asta, ea a făcut o carieră pe care și-a făcut-o ea, așa ca să zic cum și eu. De fapt, noi n-am avut așa părinți care să te susțină, care au avut relații, care au avut anumiți prieteni, pentru că noi știm cum cresc copiii. Noi prin munca noastră am încercat și am ajuns acolo unde am ajuns și de aceea vreau și copiii aceștia să-i învăț de asemenea, că în societatea în care o să se întoarcă ei acolo de asemenea, dacă poți și dacă știi, poți să ajungi undeva, dar și din punctul ăsta de vedere e bine. De altă parte, Vitalie este un om foarte principial. Deci foarte multă lume n-o suferă, într-un fel, cum zic moldovenii, adică așa, fățâși poate, dar adevărat. Ei cred că e dură, pentru că și lumea noastră trebuie să deprindă, să fie cuvântul dat, cuvântul dat, o obligație, dacă ți-ai luat o obligație să o respecti, dacă ți-ai dat cuvântul trebuie să-l deprindești, dacă vrei să faci ceva, Vitalie nu-i place minciuna, nu-i place, să zicem așa, toate, și în politica noastră și în toată activitatea asta a ei, de foarte multe ori se întâmplă foarte multe lucruri care nu totdeauna sunt pe cuvânt de onoare și pe cinste, de aceea și lozinca asta a ei pe care i-aș a pus-o și pe blog este că vrea să trăiască sau nu merită altceva decât viața să o trăiești în demnitate. Iată, poate asta este cea mai mare, zicem așa, însușire pe care eu pot să o subliniez. Ea vrea să rămână, iată așa, demnă, săracă, atâta cât este, niciodată n-a acceptat niciun fel de nu știu, mai știu eu acolo, uniuni, chestii și așa mai departe, de dragul intereselor personale. Eu câteodată și mă supăr pe ea, pentru că zic, domnule, dar la vârsta asta ar fi cazul de acum să mai părăsești arena politică, iată, avem copiii ăștia, deocamdată îmbinăm. În momentul în care nici eu, și eu mai merg la universitate, în momentul în care noi putem să îmbinăm ambele lucruri, având în vedere și vârsta, și, Doamne ferește, și, iată, epidemia aceasta, pandemia aceasta, care, iată, într-un fel ne-a stopat și ne-a introdus așa niște lucruri cu care, de asemenea, trebuie să te socoți, ne face, iată, așa, să mergem înainte, deocamdată. Eu mă bucur enorm de mult că am avut ocazia să o cunosc pe doamna Pavlicencu altfel, să-i cunosc sufletul ei sau o parte din sufletul ei trecând prin atâtea și atâtea, poate nu greutăți, dar încercări ale vieții. Și greutăți au fost, pentru că dacă mi-aduc aminte acum de la vârsta asta, cum am început noi viața la Chișinău, nici nu vreau să spun, adică am început așa cum începe fiecare. N-are nimic, n-are casă, n-are masă, n-are scaun, n-are nimic. Dar dacă ai dragoste, demnitate și pe urmă, prin muncă, prin, da, să zicem așa, străduință, iată, am făcut. Și de aceea vreau și copiii ăștia să știe că din partea noastră ajutorul cel mai mare este asta, deprinderea de a munci. Și la școala de muzică, într-adevăr, elevii muncesc. Pe parcursul anilor, de când o cunoașteți pe doamna Pavlicencu, de când v-a unit soarta, ce înseamnă pentru dumneavoastră dragostea unei femei și cu anii dacă se transformă în altceva? Eu am mai spus-o și în alte ocazii, că noi când ne-am căsătorit, ne-am căsătorit așa într-un fulger. Adică nu putem să vorbim de o mare dragoste care a fost, să zicem așa, controlată, încercată, peste ani. Noi ne-am căsătorit și după aceasta a apărut viața noastră comună, sentimentul, respectul și, într-un fel, se transformă, nu știu ce se transformă, este o deprindere fără de care nu mai poți. Și o prietenie. De prietenie nici nu mai vorbim, pentru că asta este singura prietenă sau prietenie pe care o ai în viața aceasta, chiar dacă mai avem și alți prieteni în afara familiei. Așa că, într-un fel, iată și noi, nu cred că peste puțin timp o să împlinim 50 de ani de viață de familie și, iată, acum ne ocupăm iată de acești nepoți. Și vrem să vă trăiască. Să vă mulțumim. Și noi vă dorim să aveți putere să le creșteți frumos, așa cum ați crescut și dumneavoastră. Până cât o să putem, nu știu. Deocamdată le ținem aici, la un moment dat
așa că noi nu suntem veșnici. Mulțumesc tare mult. Să nevoite să se întoarcă acasă, dar se vor întoarce cu această amintire că copilăria lor, adolescența, și-au petrecut-o în Moldova, la bunici și, iată, la liceul de muzică. Mulțumesc tare mult! Și oameni eu vă mulțumesc! Buni, iubirea cu oamenii se transformă într-o prietenie frumoasă și se scrie în cartea vieții fiecăruia dintre noi, doar muiată nu numai în bucurii și tristeți, dar în lacrimile cele care conturează istoria vieții unui om. După ce am discutat despre copilărie, părinții, bunicii dumneavoastră, mama și căsătoria dumneavoastră, studiile căsătoriei dumneavoastră cu soțul dumneavoastră, vreau să ajungem la momentul să pășim o parte din viața dumneavoastră și să ajungem la momentul de azi. De ce? Pentru că o să mai vorbiți de lupta dumneavoastră și de viața dumneavoastră. Dumneavoastră aveți 3 nepoate. Puțin din cei care vă cunosc știu că ați adus nepoatele din Germania ca să le dați carte aici. Și dumneavoastră, paralel cu lupta pe care o duceți permanent și dați din dragostea dumneavoastră față de neamul ăsta și de valori, nepoatele dumneavoastră sunt lumina ochilor dumneavoastră și vreți și le educați în stil și în manieră românească, cu valori românești. V-ați dedicat acestei creșteri împreună cu soțul dumneavoastră, Serge, dacă îmi permiteți să spun așa. De ce nu ați lăsat copilele, că mulți tineri care se căsătoresc peste hotare, ca și fata dumneavoastră, s-a căsătorit cu un macedonian în Germania, a născut fetele acolo, de ce nu le-ați lăsat într-o țară civilizată, democrată și le-ați adus aici? Mama mereu mi-a cultivat identitatea românească. Mereu povestea cum a fost în România, la Iași, cum a fost în perioada interbelică. Eu mi-am luat cu prima ocazie, când s-a putut, cetățenia română, în 1992. Pot spune că am și suferit pentru aceasta. Am fost dat afară de la serviciu, dar am câștigat în instanța de judecată dreptul de a fi restabilită. Multe instanțe ați câștigat dumneavoastră. Da, eu am câștigat multe dosare în Republica Moldova. Dosarii de la foști președinți, că e Voronin, că e Lucinski, plus antiromâni, Șelin, Climencu și multe alte instituții, și mai am un dosar la CEDO. Acum, mi-am luat cetățenie română, au luat cetățenie română membrii mei, membrii familiei mele. Fica mea, Beatrice, și-a continuat studiile cu prima ocazie când s-a putut în România. A terminat, a învățat la liceul de muzică din Ulipate, după liceul Ciprian Porumbescu, unde a revenit iarăși la liceul Ciprian Porumbescu din cauza diferenței de programe și a terminat eminent violonistă. Violonistă. Și învață acum și fetițele la acest liceu, adică una este în clasa a patra, mă laud, dar asta este, are 13 premii la vioară și pian obținute în România, Germania și Republica Moldova, și cele mici acum vor fi în clasa 1, vor pășa la 1 septembrie pragul școlii. Toate trei au cântat de la 3 ani jumate la Iedera, sub conducerea surorilor Soianu și a interpretei Anișoara Magaliuh, și de asemenea la picături muzicale, unde paranteză, au foarte multe cântece. O paranteză. Mulți și-or pune întrebarea că în Germania fata dumneavoastră a făcut ori business, ori ceva în alt domeniu. Știți cum oamenii politici își trimit copiii? Fata dumneavoastră Fica a studiat vioara. Este violonistă, a terminat conservatorul de la Chișinău, apoi a terminat școala superioară de muzică și teatru de la Hamburg, unde a dat admiterea și unde din candidații care au fost, rezultatele au fost mai târziu, pentru că 3 au fost agreați de comisie, dar locuri de la municipalitate erau doar 2. Și abia peste 2 săptămâni s-au dat 3 locuri. Și fiica a învățat acolo, a terminat acolo, s-a căsătorit, dar când s-au născut fetițele, noi am vrut mereu să fim alături de ea, la fel cum mama mea și bunica mea au fost alături de mine și m-au ajutat cu fetița. Am zis că e de datoria noastră. În plus, soțul meu, Sergiu, a spus, văzând diferite cazuri pe
care noi poate că le-am privit cu regret, nu vrea ca fetițele noastre să nu poată vorbi românești cu noi. De aceea el a spus, Vitalia, le aducem la Chișinău și le creștem româncuțe. Ele toate cântă în română. Dar vorbesc perfect română. Vorbesc perfect românești. Cristiana este eminentă. Mulțumim colectivul pedagogic și mulțumesc doamnei Galina Buinovski, care este o profesoară de excepție. De excepție, la fel profesoarei de pian. Dar părinții nepoțelelor dumneavoastră, soțul macedonian, fata stabilită de acum în Germania, ei ce spun de educația lor? Vreau să vă spun cu mare bucurie și mândrie că tatăl fetelor, Alex, nu a spus niciodată un cuvânt împotriva aspirației noastre de a le da identitate românească. Dimpotrivă, la nunta care am avut-o și noi aici în 2006, el a vorbit românește, iar Betty a cântat balada lui Ciprian Porumbescu. La vioară fiind mireasă. La propria nuntă la vioară. De asemenea, noi am fost lângă copii atunci când s-au născut și după care pe Cristiana Beatrice am adus-o la 2 ani și o lună și gemenele Daniela Beatrice și Elisabeth Beatrice le-am adus la 1 an și 7 luni. Niciodată nu m-am gândit să am o nepoțică, Lizzie, așa cum a fost bunica mea. Și chiar sunt bucuroasă că acest nume l-a ales Alex. Iar numele Dănuța l-am ales eu și am insistat. Da, Cristiana. În felul acesta, iarăși tata a decis. Și tata a decis ca fiecare fetiță să aibă Cristiana Beatrice, Daniela Beatrice, Elisabeth Beatrice, ca și fiica mea Beatrice. Foarte frumos. Doamna Pavlicencu, vreau să spuneți lumii că fata dumneavoastră în Germania nu stă să-i cadă din pod și soțul ei nu este un milionar care stă pur și simplu și dumneavoastră ca om politic și om, nu știu, din societate care vă cunoaște toată lumea, nu îi dați totul. Haideți, fata dumneavoastră muncește acolo. Haideți să vă spun altfel. Da, sunt extrem de mândră. Așa. Că faptul eu având o fiică, nu s-a întâmplat să depind eu de aranjamentele ei. Să fie aranjată la serviciu, să fiu datoare cuiva, să mă simt obligată pentru ceva. Nu am avut aceasta în viața mea. Fiica mea a plecat la 15 ani în România și a locuit acolo la Cămin și a învățat 3 ani, după care a plecat în Germania, a sunut examenele, a terminat studiile, s-a angajat la lucru. Eu n-am avut bani să-i dau, eu n-am avut salarii mari. Eu inclusiv salariul meu de deputat îl împărțeam între șofer și consilier, ajutor, pentru că atunci nu erau... Ați avut două mandate de deputat. Două mandate și n-am avut niciodată ajutor de deputat. Eu stăteam până la 3 noapte și făceam interpelări, băteam recordul la interpelări, iar procuratura spunea că o treime din sesizări veneau de la Vitalia Pavlicencu. Deci, în acest fel, fiica mea, lucrând, învățând și muncind în Germania, a cântat și pe la colț de stradă, și pe la magazine, ca să-și câștige un ban să existe. Dar dumneavoastră nu vă plângea inima știind că ea violonistă cu conservator și cântă la colț de stradă? Păi, apoi s-a treptat și a găsit tot mai mult de lucru și a promovat profesionalismul. Acum lucrează și ea în vreo 5, 6, 7 locuri. Iar soțul este programator, care lucrează și el în câteva locuri, sunt băieți de treabă, au un credit pe care trebuie să-l plătească, eu bani nu am să le dau, dar mă strădui să nu iau de la dumneavoastră ei le dați mai mult. Fete, dar eu cresc fetele. Creșteți nepoatele. Pentru că asta noi putem face aici. Mulți părinți care au plecat de la noi din țară, părinți buni și-au lăsat copiii aici și uitați-vă, societatea în care trăim este rezultatul văduvirii, cărturăriei pe care ar putea să o dea un părinte sau un bunic nepoților sau copiilor. Am să vă spun așa, părinții pledează și pentru asimilarea culturii germane. Și vă dau un exemplu. Cristiana circulă foarte mult, pentru că ea merge adesea la concursuri. Cum vine în Germania, își ia rucsăcelul în spate. Asta e prima nepoată. Prima nepoată, care e în clasa 4. Clasa 4. La iarnă va avea 10 ani.
Să fie sănătos. Își ia rucsăcelul în spate și merge la școala germană. Practic, atât cât poate, ea învață în două școli. Românească, la Chișinău, și germană, lângă Hamburg. Mai mult decât atât, COVID-ul ne-a prins în Germania. Noi am mers pentru un control medical anual obligatoriu cu nepoțelele care trebuiau să meargă în clasa 1, pentru că în Germania se merge la această vârstă, ele a mers ceva mai devreme. Și acolo a venit profesoara acasă, i-a dus așa o mapă cu totul ce avea ea să facă pentru clasa 3, conform programei școlarii din instituția germană. Și ea învață în felul acesta și în Germania, și aici, și reușește, iar noi ajutăm cu ce putem. Doamna Pavlicencu, nepoțelele nu vor să stea în Germania, acolo totuși poate condițiile sunt mai altfel, poate mâncarea este mai altfel, poate părinții le alintă mai altfel și le intră în voie. Dumneavoastră, ca bunici, înțeleg că vă-i dragă să nu fiți singuri, să fiți alături, să vă fie alături. Este și așa, și cum spune, nu este așa, este o glumă. Ai perfectă dreptate, dar lucrurile stau invers. Fetele se simt perfect și în Germania și în Republica Moldova. Mai mult decât atât. Dacă ele de la 3 ani jumate și iată până în această primăvară au frecventat cercuri de cântec popular și de cântec, cum îi spune? Muzică ușoară. Muzică de stradă. Ca să zic așa. Da. Cristiana are 5 cântece individuale, frumoase. Fetele au la fel colective. Cristiana are foarte multe colective cu grupa ei. Ele au fost socializate, au venit în contact cu oamenii, cu scenele. Nu există scenă în Republica Moldova care ele nu au concertat. Acum, pentru examenul de admitere, micuțele au recitat Luceafărul. În afară de asta, au cântat. Una a cântat Măi ciobanii ciobănaș, alta Frunzuliț cimburel. Cât trăim pe acest pământ, ambele au cântat. Și au făcut prieteni aici? Au și prieteni aici, acum perioada asta e un pic mai... cu retragere și cum mai dar ele acum s-au întors din Germania. În au Germania, vrut să vină repede? Au vrut să se întoarcă? Am atâtea video. Lizy, când a mers prima oară, după prima iarnă cât a stat aici, a mers acolo și a mers și bunicul un pic acolo să mai stea cu ele. Și când să vină înapoi, Lizy a venit și Lizy îi spune mami, te vreau la Chișinău, unde e Chișinăul meu? Dar unde e bunicul, unde e bunica? Păi și bunica și bunica sunt la Chișinăul meu. N-are fete bunica. Ce familie frumoasă! Nu știu, când am să fiu și eu bunică, o să am atâta putere să-mi cresc nepoții? Să dea Dumnezeu să fie acele timpuri tot atât de frumoase cum le are familia Pavlicencu. Eu vă felicit pentru așa nepoțele frumoase și mă uit ce bunei fericiți sunteți. Domnule Sergiu, spuneți-ne, vă rog, înțeleg bunica, doamna Pavlicencu, dar dumneavoastră, cum vă creșteți aceste nepoțele? Am înțeles că le pregătiți și mâncarea. Le-ați îmbrăcat dumneavoastră acum cât noi am stat de vorbă cu doamna Pavlicencu în costumele populare și le-ați îmbrăcat corect. Și floarea din păr, cred că bunica aici a fost cu tricolorul. Da, în privința părului și a panglicilor, ea este meșteriță. Dar, în general, la noi cam sunt împărțite lucrurile așa, pe nescrise, pe negândite, cine și ce face. Bucătăria pe seama mea, pentru că așa am apucat eu din tinereță, am pus mâna pe bucătărie și n-am mai vrut să-i dau drum. Pur și simplu, ea lucra la editură și venea la 6, la 7 acasă și eu, dacă veneam de la universitate, la 12, nu mai așteptam până la 7 să vină soția să facă mâncare. Aveți nepoțele foarte frumoase și foarte, nu știu cum, abținute, așa, reținute. Mă uit la ochii lor, nici nu le zici că sunt nemțoaice sau macedoneze, dacă e... Macedo-române. Sunt româncuțe adevărate. Cum se numesc nepoatele dumneavoastră? Cea mai mare este Cristiana Beatriz. Așa. Celelalte două sunt gemene, Daniela Beatriz și Elizabeth Beatriz. Și mama lor de asemenea este Beatriz. Deci tata a vrut așa să poartă și al doilea nume, fetele numele mamei. Să atunci, vă trăiască nepoțelele. Cristiana, tu ai fost... în Germania, abia acum v-ați întors toate trei.
Tu vrei să vii aici la noi, la Chișinău, la bunei tăi? Da. Sau vrei să rămâi în Germania, acolo poate să-ți faci studiile? Și aici, și acolo. Dar unde este mai bine? În amândouă țări. Ce frumos că le-ați educat să iubească țările și România și Germania. Eu știu că tu ești o vioristă foarte bună. Eu tot timpul vedeam cum mama cânta la vioară și plecam la concertele ei și vroiam și eu să cânt așa ca ea. Și îți place vioara? Da. Dar este o muncă foarte anevoioasă, nu știu. Felicitări doamnei profesoare, doamna, cum se numește? Galina Buinovski. Doamna Galina Buinovski, una din cele mai bune profesoare de vioară de la Ciprian Porumbescu și din țară, de ce nu? Mama lui a învățat cu fiul doamnei Buinovski. Da, felicitări doamna Buinovski. În afară de vioară, știu că îți plac și materiile. Ce îți place din obiectele care le studiezi la școală? Limba română, matematica, sportul, arta plastică. Mamă dragă, dar toate îți plac? La toate, da. Ai 10. La toate ai 10. Dar cum te înțelegi tu cu fetele astea, cu cuiete, gemenele, surorile tale? Bine. Bine? Le mai zădă. Cine? Ele pe tine sau tu pe ele? Dana, tu română o vorbești bine, dar germana o vorbești? Da. Voi toate trei vorbiți germana bine? Da. Dar cel mai bine cine vorbește germana? Cristiana. Este mai mare, da? Pentru că e mai mare. Tu ce instrument ai să studiezi la Ciprian Porumbescu din acest an? Harpa și pianul. Este harpa mai micuță? Mai mare. Mai mare. Și tu, pe scaunel, ești așa fată... Ia, ridic-te un pic așa în picioare. Așa. Vreau să o vedeți ce costum frumos are, ce brâu are, ce floare împărt în armonie cu cămașa mea. Așa, așează-te, Dănuța. Ia, spune-mi tu, cum sunt bunei tăi? Buni. Dar cu cine te înțelegi mai bine, cu bunica sau bunelul? Cu amândoi. Cu amândoi. Dar ce-ți place când gătește bunelul? Ce bucate îți plac? Toate. Toate. Ce nu-ți place la bunei? Ce nu-ți place? Pierci dimineața. Da. Eliza, tu ai o floare ca o... o bucățică de soare acolo. Cine ți-a ales floricica galbenă pentru tine? Bunica. Bunica, dar tu cu cine noaptea dormi? Că ești mărunțică așa ca o degețică din poveste. Cu bunica. Cel mai bine este lângă bunica. Da, bunica te învață muzică populară, am înțeles. Nu numai muzică ușoară, voi cântați în familie. Și muzică populară, da? Da. Uite, Eliza, dacă te-aș întreba... Tu știi ce cântec îi place bunica? E cel mai tare, știi? Ce iubește bunica? Ce cântec iubește bunica? Popular. Popular. Pe care l-a cântat Dănuța, cum îl cheamă? Frunzuliță? Cimburiel. Dar tu îl știi, Frunzuliță, Cimburiel? Da. Ia cântă-l un pic, cum ar suna? Dar toate trei. Frunzuliță, cimburel, bate talpa mărunțel. Frunzuliță, cimburel, bate talpa mărunțel. Să știi, bade joc ușor, cum e pasărea în zbor. Să știi, bade joc ușor, cum e pasărea în zbor. Foarte frumos. Dar cine v-a învățat? Bunica. Apropo de vocația muzicală, într-un fel, a fiicii noastre și a nepoțelelor, noi avem norocul să fi avut mama lui Sergiu, o doamnă care a cântat extraordinar de bine, o voce nemaipomenită. Dacă erau alte vremuri, poate cine știe ce carieră muzicală realiza ea. A cântat extraordinar de frumos la nunta lui Betty și poate, iată, vom vedea și noi într-un mic video, o secvență, acest lucru. Satul în care m-am născut, acum deja ne-i străbătut, nu se aud prividitor, nu sunt nici hor și nici vior. Macedonsko de voce, chitca și arena. Hai, o gradina nabrana, dar podarena. Далее мой овый белый свет по убаво девоче от македонче нема
neche se rodi, pouba vo de voce, ot macedonce. Yeah, avem ce o înregistrare mai frumoasă. Da. Ce vor fi aceste domnițe când vor crește mari? Cum se vor despărți de dumneavoastră să plece acolo lângă părinții lor? În cântecul care îl cântă Cristiana, bunica, ea îmi spune: bunica, te rugăm să nu îmbătrânești și pe noi să nu ne părăsești. Așa că noi avem grijă să fim sănătoși și să le putem crește cât mai mult. Mai mult. Da. Voi sunteți copii ascultători, Cristiana? Ia microfonul de la bunelul. Ca toți copiii. Cum sunteți, ascultători, așa, copii? Câteodată ascultăm și câteodată nu. Dar când nu ascultați? Când poate nu ne place ceva. Dar aveți, am înțeles că bunica vă și bunelul vă lasă să aveți părerea voastră. Voi să hotărâți și voi într-un final ceea ce vă place, ce nu vă place, doar că ei vă sfătuie, da? Da. Bunica e vreau și eu să spun ceva. Aha, părerea când ta. Când nu spune opinia ce? Sau părere, vreau și eu să spun ceva. Bine, dar te ascultă bunica, te ascultă? Da. Da? Ascultă, bunica, noi ne sfătuim toată vremea. Da, eu vreau să vă mai întreb pe voi, Elize, pe tine atunci când bunica te... Mai ceartă-le. Ceartă. Ce faci tu în momentul acela? Ce simți tu? Ce vrei să-i spui bunicăi? Ce faci, Liz? Plânge. Plânge, Jean. A, și bunica îi se face milă. Vreau să ne spui și tu de unde ai acest costum. Ea ne-a măsurat-o și mie mi-a venit. Și... A cui este? Ea este a bunicăi. Vai, ce frumoasă e, autentică așa. Catrința, brâul, tot bunica ți l-a... Catrința a fost a mamei și a bunicăi și acum este a mea. Foarte frumos. Am cumpărat-o prima oară când am mers în România, când s-a pierdut. În 88. Da. În 88. Tu cânti și muzică ușoară, eu te-am ascultat, mi-a arătat bunica, ești și pe rețelele de socializare, dar cel mai frumos cântec al tău care este? Micul Mozart. Tu vorbești de vioară? Sau cântec chiar? Cântec. Voi, în afară de cartea pe care bunica și bunelul vă dă așa cu pendelete, voi aveți timp de joacă, vă jucați? Da, câteodată noi mai plecăm și afară. Câteodată? Dar mai des la carte. Mai da? Des la vioară. La instrument. Este o muncă foarte grea, doamna Pavlicenco, să studiez un instrument. Eu, fata mea, nici la școala muzicală, nici la dansuri, nimic, nicăieri n-am dat-o. Dar pe Elize cântă la vioară. La vioară, la pian, harpă, vioară, pian. Ea cântă la pian foarte bine, ea cântă la vioară. Dar, practic, la puțin mai copilăria este știrbită dacă un instrument să studieze, asta înseamnă în fiecare zi muncă. E adevărat, dar nu e știrbită copilăria. Pentru că lor le place. Ele au participat, iată, de acum aproape 3 ani, la diferite cercuri. Deci ele au cântat popular, ele au cântat muzică ușoară, muzică de-a lor, pentru copii, dar foarte bună. Deci ele nu sunt limitate, numai la spațiu închis, ca să înveți. Eu vreau ca fetele dumneavoastră, nepoțelele dumneavoastră, să spună un mesaj fiecare părinților lor, mame și tatei. Dacă, uite, la camera acolo, Cristiana, ce ei spune fiind în casa bunicilor, alături de bunici? Pentru că eu pe mama și pe tata îl iubesc foarte tare și chiar dacă eu sunt aici, putem să mai comunicăm. Da? Da, cum se spune în macedoneană? Eu vă... În germană, eu vă iubesc, părinții mei dragi. Ich hab euch lieb. Dana, ia spune părinților tăi, mamei și tatei ceva. În limba germană. În germană spune. În germană, vă așteptăm aici. Ich warte auf euch hier. Dar ce le-ai spus, ia spune părinților, să înțelegem și noi, care nu vorbim germană. Noi vă așteptăm aici. Dar întotdeauna îți șoptește sora mai mare la urechi ce trebuie să spui sau tu știi singurică? Eu știu singur, dar sunt singurică, da? Mama, tata, eu vă iubesc. Iată așa. Da. Vă așteptăm aici. Iată așa, dragii mei, am ascultat și limba germană, dar acum vreau să ne spuneți un mesaj pentru bunei. Vă mulțumim că aveți grijă de noi. Eu vă iubesc foarte tare.
Și sper să nu îmbătrâniți. Bunica, bunicu, vă iubesc și vreau să fiți cât mai buni cu noi. Trăim pe acest pământ, mai avem de lucru sfânt. O câmpie, un sat mădar, o clopotniță pe deal. Cât avem o țară sfântă și un ai care mai cântă. Cât părinții bine sunt, mai există ceva sfânt. Cât dureane vor izvoare, oriun cântec ce dispare. Cât există ceva sfânt, voi trăi pe acest pământ. Cât dureane vor izvoare, oriun cântec ce dispare. Cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Bunicuța mea nu doarme, ne cuprinde, ne vechează. Zi și noapte stă de pază și ne alintă zi de zi. O familie cu un copil îi vine greu să îl țină în mâini pe un copil. Dar ce faceți voi cu trei? Dar ce faceți dumneavoastră, bunei, la o vârstă frumoasă, dar cu trei copii, trei fete, două gemene? Asta și este. Toate sunt la Ciprian Porumbescu, acum și astea micuțe o să meargă. Haideți să vă mai spun ceva. Cum vă descurcați? E emblematic și simbolic. Fiica mea a crescut, așa cum spuneam, într-o familie cu alți trei copii. Au fost patru. Bine, unul s-a prăpădit, Victoraș, chiar numele tatălui nostru. Acum, la fel, avem trei fete și mai este o verișoară lor, care a fost în Germania. Iarăși patru. Deci, noi am putut totul să reușim datorită foarte bunei organizări. Noi avem o organizare pe minute, pe secunde. Sigur că este greu, că eu mai sunt implicat politic. Soțul mai lucrează la universitate. Dar și acolo, dacă vine un 5, un 6 mii de lei, ca să zic așa, nu sunt bani de neglijat. Eu, din păcate, nu am o pensie prea mare, nu am pensie de deputat. De ce? Am o pensie. Nu aveți de atunci deputat? Când am ieșit cu pensie de deputat, nu era legea. Am ieșit cu 3200. De lei? 7 ani, da. 7 ani. S-a mai adăgat 1000, după care am crezut că se mai modific legea. Legea are niște hibe. Nu s-a modificat, am trecut la pensie ordinară și am pensie de 6000. Soțul meu are pensie mai mare. Pot să spun suma 10000. Dar am muncit pe tot legal. A plătit toate impozitele, la fel ca și mine. Dacă mergeam și eu pe contribuții de la bun început, aveam și eu o pensie mare. Dar doamna Pavlicencu, sunt mulți din țara noastră care le place să cârcotească și să spună că uite, celălalt trăiește bine, celălalt trăiește bine, dar numai omul care își duce viața într-o muncă asiduă, știe cum și-a muncit acei bani. Exact. Dumneavoastră trăiți bine, dar nu sunteți oameni bogați și veniturile dumneavoastră sunt din munca dumneavoastră de pedagog, translatori și așa mai departe. Fetițele întreabă, iată soțul. Nepoțelele. Bunicu, noi suntem bogați? Nu suntem bogați. Suntem săraci? Nu suntem săraci. Cum suntem? Nu ne ajunge cât ne trebuie. Noi suntem bogați sufletești. Noi suntem bogați prin ce dăruim, prin cei ce le învățăm pe fetiță. Dar dumneavoastră, ca bunicuță, cum sunteți cu ele? Le dogeniți doar atât cât să învețe sau le alintați? Le țineți în brațe, le pupați? Cum se simt ele? Dormiți cu ele? Când veneau rudele din România, spuneau așa, copiii trebuie să rotați doar noaptea. Acum s-au schimbat lucrurile. Timpurile s-au copiii, schimbat. Copiii trebuie apropiați, trebuie să cunoască și dragostea, dar să cunoască și ce au ei de făcut, să fie un pic de strictețe, de severitate, dar să nu fie însoțită de răutate și nu fie însoțită de jignire. Pentru copilul, oricât de mic ar fi, el este o personalitate. Mai mult decât atât, observ de acum și eu de atâți ani, pentru că și eu mă modelez. Nimeni nu-i născut. După ele? Cu diplomă de bunic sau de bunică.
Da, frumos ați spus. Dacă îl iei cu binișorul, cu răbdare, îl florește. Este ca o floricic sau ca un mugure sau ca un, cum îi spune la floare, un buton, da? Da, care se desface. Care dacă frumos îl îngălzești, îi dai sare, îi dai apă, îi dai soare, îi dai apă, el înflorește, la fel și copilul. Scrie, dacă l-ai lăudat puțin, repede vine, atât de recunoscător, se duce mai departe. Iar noi am muncit foarte mult cu ele, mai ales acum, de la 1 ianuarie, când le-am pregătit de școală. Ce valori le implantați copii nepoțelelor dumneavoastră? Noi le învățăm cum se poate în societate. Învățăm să aibă răbdare. Învățăm să scoată lucrul până la capăt. Le învățăm să nu supere repede. Să știe a cere scuze. Să știe a ierta. Să știe să exprime liber bucuriile. Dar să spună liber și opinia. De multe ori, bunica și eu vreau să spun ceva. Stai un pic, bunica, eu vreau să spun ce vreau eu să spun. Noi le permitem la toți și îi educăm oameni liberi. Numai un om liber își poate construi soarta cum vrea el și poate lua decizii. Noi de multe ori cultivăm sau creștem niște ființe care ne lăudăm că, și ne bucurăm că sunt cuminți, că sunt obedienți. Dar la un moment de cotitură nu poate lua o decizie. Fiecare trebuie învățat să ia decizii și să vadă ce după acea decizie? Care sunt consecințele? Vreau să ne spuneți și să știe toată lumea, cei care ne urmăresc de peste hotare, despre ordinele dumneavoastră oferite de Guvernul României și de Guvernul nostru. Cu care vă mândriți? Da, e o întrebare așa mai delicată. Mai aparte, da. Soțul meu are Gloria Muncenu, de mult a apărut o carte, unde l-a rugat să fac o notă informativă și o poză. Eu am Ordinul Național pentru merit în grad de comandor, Ordinul Național al României. Și sunt mândră de acest orden, l-am primit alături de Nicolae Bodgros, de Alexandra Can, de Anatolie Vedrașcu și de multe alte persoane pe care le respect. Dacă ar fi să spun o notă, ca să zic așa, nu cu regret, pentru că, din păcate, la conducerea statului nostru nu consider că au fost președinții cu demnitate românească autentică. Și în acest sens, când niște persoane care sunt asemenea persoane, Alexandru Moșanu, Ștefan Maimescu, Mircea Rusu, Anatolie Caraman, Timotei Țurcanu, unioniști adevărați, luptători, m-au înaintat pentru Ordinul Republicii Moldova, nu au a dat curs președinția lui Timofte. Eu pot trăi fără acest ordin, îmi pare rău doar că a fost sfidați și nerespectați cei care au semnat. Nu regret, dar de ce m-au propus, asta aș vrea să o spun. Pentru că în 1999, la adunarea parlamentară NATO de la Amsterdam, sesiunea de la Amsterdam, eu am obținut cu două zile înainte de summitul OSCE de la Istanbul, unde s-a dispus retragerea trupelor rusești din Republica Moldova. Acolo s-a adoptat o hotărâre cu retragerea necondiționată a trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova și Georgia. Eu am luptat pentru aceasta foarte mult, sprijinită de senatorii și congresmeni americani și de parlamentarii români. Și iată, pentru acel lucru am fost înaintat. Asta este una. Al doilea lucru, iarăși eu îl fac public cu anumit risc, este că i s-a propus și a propus cineva să aibă și soțul meu Ordinul Republicii, mai discret. Dar înainte de aceasta a fost întrebat dacă nu-l va restitui, pentru că era vorba de un actual președinte, la care soțul meu a spus, nu pot lua un ordin de la o persoană pe care și eu și soția mea îl considerăm inamicul românilor. Ceea ce aveți dumneavoastră în suflet, conștiința dumneavoastră, pregătirea dumneavoastră pentru noi, este un impact atât de nuanțat, încât nici nu vă trebuie acest ordin, poate. Pentru că ordinele acum, că în ultimul timp... Da, eu am vorbit s-au dat ca fapt și ca atitudine, ca poziție. Atitudine. Nu despre altceva. Pentru că mulți întreabă, mai sunt persoane mai cunoscute, mai puțin cunoscute, unele mai cu merit, altele mai puțin, dar mă rog, oricum că s-au dat câteodată la curte, e treaba lor. Eu am Ordinul Național Român, eu am cetățenie română și vreau să mai spun un lucru. Suntem prima familie care ne-am auto-identificat ca români în Republica Moldova, conform legislației Republicii Moldova. Nici chiar cei care au propus modificarea la lege și care au promovat aceasta
nu au făcut-o primii. Nu am făcut-o nici, nu era gata instituția respectivă cum să aplice această lege. Noi am făcut, ne-am identificat în actele, în scrisurile de bază și după asta am scris, am schimbat toate actele fiicii și ale nepoțelelor care au triplă cetățenie. Cetățenia Germaniei, cetățenia României și cetățenia Republicii Moldova. Și peste tot ele sunt scrise ca românce și în actele de căsătorie și respectiv totul. Am schimbat și raioanele, am schimbat și locul de naștere, pentru că eu m-am născut în Grânăuț, județul Bălți. E scris Grânăuț Bălți și soțul meu, Puhăceni Bolboaca și nu Puhăceni Aneni Noi, niște raioane pe care oamenii îi respect, dar denumirile lor sunt ceva de formație mai recentă, mai sovietică și n-au nimic în comun cu istoria noastră și cu istoria celor de care ne-au dat viață. Cartea vieții dumneavoastră, istoria de viața dumneavoastră este foarte complexă, mare și sunt atâtea pagini. Dacă am luat să discutăm despre Vitalia Pavlicenco ca un politic, cred că... Vreau aici să spun câteva cuvinte, dacă da, vă rog. În primul rând, mulțumesc și Marie Stoianu, care a venit atunci când am invitat-o la diferite ședințe unde s-a vorbit românești, s-a vorbit despre idealul sacru al românilor, despre unitatea națională românească. Vreau să le mulțumesc tuturor membrilor, simpatizanților ai partidului pe care l-am condus, Partidul Național Liberal, 13 ani, și cei care sunt alături de noi în continuare, pentru această răbdare și încredere care au avut-o, pentru că ei sunt și astăzi alături de noi, de echipa care suntem la conducerea PNL, pentru că am fost sinceri și am luptat pentru a demonstra că unionismul are drept ca obiectiv politic în Republica Moldova, că românismul și unionismul nu sunt extremism, am demonstrat asta în justiție și în acest sens vreau doar ca să realizeze acest plan, idee ca cei curajoși din clasa politică de peste Prut, cu cei curajoși din clasa politică de dincoace de Prut, să-și dea mâna și împreună să pregătească realizarea și înfăptuirea Marii Uniri, ca să fim din nou cu toții într-o Românie mare, așa cum au fost părinții noștri, bunicii noștri, care de fapt ne-au lăsat acest testament pe care noi trebuie să-l ducem la realizare. Istoria de viața dumneavoastră, a familiei dumneavoastră, pornind de la bunici și de la mama dumneavoastră, părinții dumneavoastră, este un model frumos. Eu nu știu care este meritul meu. Eu doar spun un lucru. Fie cine trebuie să facă o mică contribuție la realizarea acestui ideal. Eu am făcut ceea ce am putut eu. Alții să vină să facă mai mult. Ceea ce pot spune este că nu m-am abătut niciodată de la acest drum al valorilor naționale, al idealului nostru național și chiar dacă am fost bătută de soartă, atacată pe nedrept, am rezistat și sunt mândră că am ce să transmit nepoțelilor noastre. Doamnelor, domnilor, vreau ca doamna Pavlicenco să fie un model de urmat frumos și vreau să vă spun că Vitalia Pavlicenco este un nume sonor, cum am spus la începutul emisiunii, vehiculat pe buzele multora. Am răsfoit pagină cu pagină sau câteva pagini din istoria de viață a Vitaliei Pavlicenco. Încercăm să vă aducem dumneavoastră la conștiință trezirea națională pe care și de care Vitalia Pavlicenco, nu știu, a avut parte din copilărie, chiar de la naștere. Dragii mei, atât a fost pentru astăzi. Doamna Vitalia, eu vă mulțumesc tare mult. Mulțumim că ne-ați deschis câteva pagine. Nu am vorbit de lupta dumneavoastră politică atât de mult, dar am vrut lumea să vă cunoască măcar câteva frânturi din viața dumneavoastră. Vă doresc să aveți istorii de viață cât mai interesante și cât mai edificatoare pentru societatea noastră. Doamnelor, domnilor, dragi prieteni, atât a fost pentru această ediție. Vitalia Pavlicenco, o bunicuță, o mamă, o soție, frumoasă, blândă, ca o pâine caldă, ne-a primit atât de frumos. Am cunoscut-o eu altfel, sper și dumneavoastră să o primiți și să o îmbrățișați altfel, cu sufletul. Încercați să înțelegeți că un luptător nu e doar un luptător pentru neam și țară, dar este un luptător pentru sine, pentru cei care vin în urmă, pentru nepoatele ei. Vitalia Pavlicenco și-a deschis sufletul atât cât a crezut că trebuie să știm noi cu toții ce scrie în paginile ei de viață. La revedere, vă aștept vinerea viitoare, tot la aceeași oră.